Salutare, prieteni! Ah. Sunt aici cu Liviu. Salut! Ne vedem aici. Acum mergem, facem un daily vlog. Da, prost, să ne-am luat și noi șef, adică bine astăzi. Bă, nu mai, de, bă, nu mai ajută. Asta sunt două șepșile mele. Are plus aici. Și Liviu și-a luat pasta cu Kelly Club. Iar Liviu și-a crăpat telefonul, iar arată. Chiar telefonul. Aici. O să bar mai cuște. Ieșim din lift. Aici în colț. Aici s-a izbit și am să văd și arăt cum a căzut. Și aici e scos sticla. Și am făcut o crăpătură asta mare aici. Da, și una mică aici. Nu e foarte grav, merge bine. E bine că merge. Pe aici am scripat eu. Și vă și arăt. O să vă cât și arăt. Aici în față s-a întâmplat. O să vă și arăt. Telefonul. Liviu avea geaca lui în mână și vrea să știu, să nu știu ce vrea să facă. Nu acolo. Pe aici. Pe aici. Și Liviu a scăpat cam, nu știu, de la înălțimea s-a scăpat telefonul. Și cam așa și telefonul s-a izbit așa. Și după aia s-a dus un pic, a mers un pic cu ecranul în jos. Încolo. Și... da, și ieri era nervos și l-a aruncat tare de tot și n-a pățit nimic. Da, și n-a pățit efectiv nimic și zic eu că acum când a scăpat, că bă, parcă vezi că s-a crăpat acum când l-a scăpat așa un pic în greșeală și nu s-a crăpat atunci, știi? Și când îl luăm de jos, crăpat, ce credeți? Bine, prieteni, haideți că noi ne vedem un pic mai târziu. Astăzi s-ar putea să ne întâlnim și cu un prieten, dar nu știu sigur. O să filmăm și cu telefonul lui, pentru că eu n-am foarte multă baterie, pentru că se încarcă greu. Așa că noi ne vedem la viitoare. Pa, pa! Salutare, prieteni! Am fost la un magazin și ne-am luat popcorn. Liviu vroia popcorn cu ce vrem, cu miere, dar că nu era. Și ne-am luat două heluri. Și era, cât așteptam noi la casa acolo, erau doi copii proști, rău de tot. De fapt, unul e prost, celălalt era mai degrabă, mai... Da, celălalt nu prea avea treabă. A, de fapt, amândoi erau proști, n-ai văzut cum se certau. Erau proști, că era acolo în spate, lângă, era un amanet. Și fix lângă amanet, lângă ușa la amanet, erau de-astea... Rafturi cu băuturi. Da, și proști au dat o sticlă pe jos, dar au avut mare bulan că nu s-o spart. Bine că au mers așa cu s-a dat cu fundul, știi? Nu s-a dat cu fundul, dar fundul era... s-a dat așa, pe parte. S-a căzut. Da, de gen chestia asta. Așa, da. Ceva de genul, culcat a căzut. Da. Și nu s-a spart. Dacă se ducea așa sau așa, se spărgea. Îți dai seama, mai ales dacă se ducea în dop. Și... mare, proști. După aia le-a zis să iasă, că era unul era cu mingea în mână. Și le-a zis să iasă unul. Și se certa cu care să iasă, frate. Bine, fraților, haideți că ne vedem acum așa că ne îndreptăm și noi spre casă, spre acea casă părăsită. Spre casă părăsită. Și bine, de fapt sunt două. Două. Da, mai este una, dar nu știu dacă nu intra în cealaltă. Este una care e așa, care gen, mai putem intra, numai că trebuie să trăim un gard și fix lângă nu este gard între ele. Da. Numai că nu știu dacă putem intra în cealaltă. O să vedem. Bine, prieteni, ne vedem în 3, 2, 1 și... Salutare, prieteni! Așa, cam trec mașini pe aici. Eu cu Liviu. Ne-am apucat să bem heluri. Pentru că nu prea mai putem să... energie. Nu prea mai apucăm să... Nu, asta, nu prea mai este... Nu ne prea mai... Bă, că mie... Nu prea ne mai este foame de... Popcorn. Da. Așa că am pisat. I'm fucking idiot. Avem, mai avem? Trebuie să urcăm un pic în sos și ajungem la casa aia. Trebuie să sărim gardul. Bă, să filmez când sărim gardul? Nu, de ce? N-are rost. Plus că iau îl sar greu. Ieri eu cu Liviu am fost să jucăm fotbal cu un coleg și ne doare picioarele tare. Nu am două, și pe mine tot numai unul și fix aceleași dureri le avem. Tot dreptul te doare? Da. De ce bulan? Cât coincidență. Ce bine se mănânc. E, un Ford.
Și ea, pă, ce e, bă, cum așa? Ce bine să mănânc. Merțanu, ia auzi, mă. Să mănânc bine, să-mi bag. Uite, merțanu, ești nebun. Dar ce, nu mai vezi de-astea merțanu? Ba da, mă, da. Zic ea, uite, șmecheră. Îți dai seama ce tablete trebuie să aibă. Dar pe tine n-are deloc. Nu are, what the fuck. Nu zică, că nu are. Ce prost! Să mă pici pe Dacia ta, boule. Cu 100 de km la oră să mergi pe aici, prin piture. Hai, respectiv, că ne vedem acuș. Și, înainte de să închei, să ne venim la casă, mai avem un pic. Vreau să vă zic că Liviu era să fie lovit de mașină, pentru că trecu pe roșu. Salutare, prieteni! M-am ajuns la casa asta, bă, porcule, care ești. Am mai ajutat, bă, Liviu. Mamă, bă, ce e cou? Nu pot să mă abțin. Bă, uite, nu te pici. Eu ajutat pe canalul meu. Mă scuzați cei care se uită la videourile mele și dacă în jur să mă scuzați de comportamentul meu. Neadecvat. Sunt necivilizat. Uai, tot puțin ce e aici, fratele. Stai puțin. Prezent, am pornit blitzul, dar pun nu știu undeva, nu știu. Pun acolo? Aici? Da, pun acolo, de fapt. Și-o luăm după. S-a pornit blitzul, da. Pornit blitzul. What the fuck, ce trebuie? Aici cred că era bai. Ce mă doare burta, de ce m-a apucat acum? Filmezi și tu, mă? Nu, eu fac doar blitz. Bă, ești prost, uite cuie în tavan. Wow. Mamă, ce pute! Oh, fuck, ce mă speria de chestia asta. Am ceva de o pișcă în cură. Ce prost ești. Prostule. What the fuck? Ce ce bă, sper să nu fie vreun boschetar pe aici. Nu te duc mai departe. Scuzați de comportamentul meu. Da, aici. Uite ceva acolo. Bă, acolo cred că dorme cineva. Da, prietene, am revenit. Liviu și-a făcut nevoile și mi-a făcut și eu nevoile. Cum dracu ar trebui să cobori aici? Liviu, vin un pic. Să ții hairul. Ce să ții? Ține un pic asta ca să sar. Ca să sar, că poate văs. Uite. Dar de fapt trebuia să-l pun aici, what the fuck, na. What? Bă, mi-e frică. Ce căcată e aia? Bă, camera asta e arsă. Iac, ce e aia? Ia întoarce-o, că scrie ceva pe partea nu. Nu știu. Telefon, ia uite. Telefon? Stai deja. Liviu. Bă, ce te-ai murdărit? Pe pantaloni, în spate, tare rău. Hai să mergem sus și după aia o să vinim aici. Tot mai bine închide telefonul, că să puneți-l în șargen să vadă numai blitzul, știi? Și din caz poți să ții gardă când mergem jos. Și plus că acum ar trebui să închizi blitzul, nici nu ar să-l mergi. Da, exact. Dacă prieten, dacă... Ia uitați. Am ajuns iar aici. Hai să ne ținem sus. Sper să ieșim cu viață. Sau cu viață sigur ieșim. Uai, ce șmecher. Da. Poate vineți. Da. Vâneți. Vâneți, vâneți. Vine-te, bă, scrie pe noi. Un ochi vânăt, nasul rupt. Bă, ce șmecher e aici. Conțilarul spart. Fără dinți. Ce șmecher. A, uite, aici era locul ăla. Din sub noi locul ăla, în tepșatul. Dar ce jet am avut. Ai, nu mai vorbi despre asta, tâmpitule.
Olivier Campros de firea lui. După cum știți ce voi. Băi, ar vrea să ai să ai dacă am frică. Și sarmale. Prieteni, ne vedem în câteva minute pentru că v-ați beau helu. Prieteni, ne-am revenit, am băut helu, am mai stat un pic. Ne-am speriat iar că o trec cu niște oameni și vorbeau tare. O trimis mesajul unui prieten care știe să se bată, poate vine și el. Dar nu cred că are timp. Ah, oh, fuck, ce m-am speriat. Căzut o frunză. Ia o piatră ceva. Uite aici niște pietre. Sau... Uite-o idee. Nu, nu arunca cu tot ăla. FBI open up! Se dă cu asta în cap. Ce copil prost. Nu n-au născat ce vrei. Bă, dar e sigur că mă trebuie și cele. Salve. Lasă, dar pleci tu. Stai așa, stai așa. Stai așa să mă rog eu înainte să arunc cu asta și zic FBI open up. FBI open up. FBI open up! Nu cred că e cineva. Uite până înainte, nu cred că e cineva. Aruncă-l cu piatra. Uite câte sacoșe. Nu, aruncă tu. Aruncă. Nu, aruncă doar. Dă-mi o mine de telefonul tău. Aruncă, hai. FBI open up! Aruncă-mă. Eu v-ați trezească dacă ia până acum. Cineva. Tu mi-e frică să... Băi, dar tăi băieți mai tare decât eu. Nu cântești. Uite. Știu și eu. Hai să mă... Ia, ia una de aia și da. Nu, băga mea. M-a trebat cu ea. M-a spăcat de ea. Ce stia aia? Uite un puianj. Uite. Da, îl văd. E mort, săracul. Ai mort? Da, e mort. Ia, uite, ia una de aia. Și dacă așa îl dai în cap. Uite tablă de aia, mă, de acolo. Hai, bă, hai mai repede. Nu, nu cred că e cineva aici, era un vecin spart. Aoleu! Ce? S-a mișcat un pic. Fraților. Aici. Haideți aici. Sau nu, nu, aici. Dar nu plecăm, nu plecăm. Ia o piatră. Ce, ce e aia? Băi, vină cu aia. Cum nu le facem rău dacă așa, doar plecăm. FBI open up! El mi s-a speriat. Nu mai ești una, bă. Cum dacă tu mai faci? Uite șosetă. Asigur să facem. Știi că dacă, dacă eu eram baschetar, în situația... Ce făceai în situația asta dacă erai băschit? Ar fi un loc foarte bun să dormi. Dar ce făceai în situația asta dacă vineau și aruncau pe trei aici? Hai să mergem, că nu-i nimeni. A, mă doare capul în spate. Că nu-i mă doare picioare. Și pe mine mă doare un pic. De parcă mi-a mai trecut. Ia, tu mai trecut? Da, o leacă, da. Asta e camera aia. Am aceeași durere. Ia, mă sunam o dată. Nu mai sunam mai pe Robi. Mă futeam. Bă, prostule. Ce? Ia, dă-te. Ai.
telefonul așa și ține gardul. Oricum nu prea are rost să mai ții și tu telefonul. FBI open up! Ah, cât... Uite, eu vom dat. Hai un pic sus. Ratele o revenim în câteva minute. Până sus, Liviu s-o calmat de laboratură. I-am zis să închidă blitzul, cam eu, și ea să țină gardă. Ah, cred că e în picioare. Da, și eu. FBI open up. Vezi cum se vede pără ghipar? Da. E frică. E frică. Mă lasă sigur. E frică. Ce bună de eu ești. Ia bolovanul ăla. Nu, bă, ai umbră, ai umbră. Dacă care am văzut noi, e un sac acolo ceva. Sac mai dic. Nu, termină. Hai că ține. Prostule, termină. Bordă. Mai ajut mult? Da. Ține, tu ține brițul. Nu, eu cred că m-ați văzut, dar bă, nu ține așa, așa ține. Yeah. Așa se filmează, tu-mi pic tu. De ce nu așa? Nu mai sunt așa. Așa, să te bate, stai. Să vă nenorocesc, că! Dacă cineva vă poate! Păi, dar nu știu de ce mi-e frică. Uite. Ce să faci cu aia, bă? Nu dai în cap. Dacă așa. Hai că filmez eu. Stai așa. De ce ai rupt-o? Dacă îi dai în cap. Dar ce să-i faci cu aia? Oricum e nimeni, hai să mergem. Venit. M-am speriat eu de fapt ăla că... Nu e nimeni. Nu e nimeni aici. Hai să filmăm un pic aici. Hai cu mine. Tu du-te în față. Nu e nimeni aici. Uite, acolo e ruptura aia. Mai înjur mult. Uite câte haine. Mătur? Ne dădeau aia niște mături în cap. Dacă era aici. Uite data de cartela. Ce? Era o daie de mărire, de în casă că vrei să faci de la cartela mai mare. Care ai aruncat-o tu, mă. Când? Lasă. FBI open up! Da, dar crede că FBI în România, știi? Măi, mă, ce n-am să fie. Ce? Și mă, fie acum să nu-i rovească cineva la spate. Deci nu ați zis. Mamă, ce... Rupte perete, nu aici în panou. Hai să vedem ce e acolo. Gata, aici ieșim afară, mai ce să... Ai? Aici. Aici e panou electric. Nu mai înjurau. Uite să vezi ce e acolo. A, nimic, e de la camera. Bă, tu știi, eu aș merge acolo la școală, ți-mi minte când eu arta Robi casa aia, să o filmăm și pe aia. Aia cu 7 etaje. Care 7 etaje, mă, nu, aia de la școală. Hai sus, ca să nu ne vadă lumea. Fraților, am fost la casa asta.
Fără un din greșeală pe Liviu. Unde te-am lovit, mă? La degetul ăsta. Scuze. Am fost la casa asta. Ah, nu. Și ușa asta de ce e închisă? Și acolo era ușa deschisă, se auzea ceva la unul. Și am fugit. Eu vreau să mă întorc. Stai așa. Filmează tu. Nu mă întorc. Te dreacu. Îți dau o petrici că mă dă inca. Inca așa. Îți dau în casă, bă. De ce vrei să dai? Am vrut să dau prima oară așa. Păi de ce vrei să dai? Nu ești cineva, dar nu cred că e cineva. Ar trebui să fie ieșit. Dacă așa sunt mâțe. Ții minte că am văzut câte mâțe am văzut pe aici. Eu nu mă întorc. De ce? M-am făcut vlogul tău. De aici vlogul meu. Primul meu daily vlog din viața asta. Hai să-i dau eu. Dă-te, iată. Nu știu, am filmat și foarte bine. O, uite, dacă nu, asta și-o să nu mergem. Nu! Te rog! Te duci singur, nu. Nu-ți mai iau apărarea. Singur. Bine, voi. Unde stai? Tu stai aici la geam? Sau vezi tu? Vezi că ești murdar pe fund tare. Hai, vezi tu? Mă! Hai, bă. Cheamă cineva. Tu ai făcut, mă. Prieteni, am ieșit din casă deoarece ne-a prins un om și că aia era o proprietate privată. Da. Dubios. Pentru o proprietate privată. Dar cred că chiar e proprietatea lui, știi că nici măcar nu era gardul între ambele case. Știu. Dar gen, casa aia în care lucram noi cu Pietre era a lui. Dar din efectiv părea amândouă părăsită. Eu i-am spus lui, dar nu m-a crezut. Dar nu părea părăsită, frate. Bă, uite ce greu merge filmarea. Oare de ce? Nu știu. Asta trebuie să mă aici. Și acum mergem să... Adică mergem într-un cartier în Daci la un prieten și poate iese și el. Și după aia mai mergem noi la o casă de lângă școala noastră. Bine, prieteni, noi ne vedem mai încolo, peste, nu știu, cred că o oră sau ceva. Pentru voi o să fie 3 secunde, o secundă chiar. Așa că, da. 3 secunde, nici măcar o secundă nu o să dureze. Uitați un pic ce păr șmecher are omul ăla. Băi, samba. Tu nu mai ai înjura, frate! Nu pot. Am o grămadă de iritate acum din cauza ta. Bine, prieteni, ne vedem în 3, 2, 1... Suntem în Kaufland, cred. Da. Nu știu ce e asta. E Kaufland. E Kaufland sau Kaufland. Nu știu, în fine, nici nu mai contează. Am venit să ne luăm un suc. Sau ceva de gen. Da. Bă, ce ieftin e craxul aici. 75 de bănuți. De obicei, ar fi de ăsta mare aici. Aba nu, normal trebuia să fie un leu. Da. Ăla mare e un leu și ceva. Bă, credeam că ne ajung banii să luăm, doriți să-ți dai 3 lei. Amen, 50 de bani lipsesc. Ha. 3 lei și de fapt. 20 de lei. Nu, mai luăm, luăm un suc. N-ai, un cola. Nu mai trebuie, mai trebuie. Nu? Una de-aia mică. Cred că ne ajung bani. Să luăm una mică. Nu știu dacă nu. Aici? Ha. Mâine ne vedem imediat. Prieteni, am fost dat afară din Kaufland. Da. Cum merge să ne filmăm, dar eu cu Liviu când a ieșit, ne-am atins un pic și ne-am electrocutat foarte tare. Eu la degetul mic. Stați. Stați să se focalizeze. Bă, nu se focalizeze deloc. În fine, sunt un pic roșu. Tu nu ești? Mi-a electrocutat foarte tare și Liviu, bă, dă-te, că vine taxiul. Sunt petrecere. Nu
vezi? Nu. Ba da, da, da. Mă doare fix. Nu mai înjură, bă, atâta. Fix în cur. Puntezi. Bă, mi-a rămas într-una băneaua asta în minte. Mă enervează de acum. Te enervezi pe tine, efectiv. Da. Vrei să mergem la casa aia de acolo la mea școală direct acum sau? Vreau să mergem ceva. Bine, hai să mergem să mergem ceva de mâncare. Și mașină, vine mașina. Îmi place că ăsta semnalizează în stânga, dar se duce în dreapta. Și e și curbă. Chide, bă, Abi, bă! Nu, să-ți iasă melodia din minte. Dar după aia rămâne asta în minte. Nu contează, mai degrabă asta decât aia. Bă, uite, dă cuștul meu. Le dau încolo, nu spre mașină, încolo. Încolo? Da, hai, dă-i. Stai așa. Stai așa. Ești fotbalist adevărat. O rămas asta aici. Eu credeam că o să curgă ceva. Și ce o să fac acum când o să dau repede și după aia dau cu încetinitorul să editez. Dacă se uite Abi la acest video. Videoclip, mă scuz pentru că am pus această melodie, e incredibilă. Bă, nu pune melodie, după aia o să-mi iau copyright, în pitele închide. Seria 8! Nu ai jurat, în pitule! Bă, stai, noi... A, băgă-i! Bă, oare mă doare piciorul că am dat așa cu șutul. Tăgărătă, de unde vrei să știu eu? Bă, știu am fost. Era acolo trecere. Nu contează. Bă, este smecher, putem să stăcești ilegal. Dai! Ne vedem acum.